Cei mai mulți dintre elevi, dar mai ales studenții, muncesc în perioada vacanței de vară pentru a-și câștiga bani de buzunar. Statul încurajează angajatorii să primească tinerii la lucru. Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt acordă angajatorilor un stimulent financiar lunar în valoare de 250 de lei din bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru fiecare elev și student încadrat în muncă. Angajarea elevilor și studenților se poate realiza pe perioada vacanțelor, iar stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic pentru fiecare elev și student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă. Doar două firme au solicitat subvenția de la stat în această vară. Este vorba despre o societate care a angajat un elev ca vânzător, iar o alta un student pe postul de funcționar administrativ. Cancerul este principala cauza mortalității după bolile cardiovasculare, peste 14 milioane de cazuri noi fiind înregistrate în fiecare an. În România, într-un singur an, sunt diagnosticate peste 80.000 de cazuri, precum cancerul mamar sau ovarian, cancerul colorectal de prostată, cancerul pulmonar sau cancerul de piele. Cu toate că tratamentul împotriva cancerului este semnificativ mai eficient atunci când boala este descoperită din primul stadiu, 70% dintre pacienți sunt diagnosticați abia în stadii foarte avansate ale bolii. Astfel, în fiecare an, 30.000 de pacienți pierd lupta cu această boală, unul dintre principalele motive fiind lipsa de educație în ceea ce privește prevenția și diagnosticarea precoce a bolii. Peste 29.000 de hectare de teren din partea de nord a județului afectate de eroziune. Specialiștii OSPA Olt au stabilit că peste 29.000 de hectare din partea de nord a județului sunt afectate de eroziune. Aceste terenuri sunt practic degradate, iar culturile au de suferit. Terenurile afectate de eroziunea de suprafață provocată de apă se regăsesc răspândite în partea de nord a județului, în special pe versanții care mărginesc văile principalelor cursuri de apă. Pentru diminuarea acestor fenomene se impun măsuri pentru stagnarea apei la suprafață, lucrările de regularizare a regimului apelor din sol, dar și regularizarea cursurilor de apă. Încasările din TVA sunt în acest moment mai mici cu 8 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 25% din bugetul TVA calculat pentru anul în curs, au precizat surse guvernamentale. S-a ajuns la această situație fie din cauza lipsei unei legislații care să reglementeze mai strict acest aspect, fie din cauza faptului că firmele rulează sumele provenite din TVA și pe care ar trebui să le achite statului. Ministerul Finanțelor a precizat că statul român va încasa 6 miliarde de lei în perioada 2018-2020, câte 2 miliarde de lei anual din TVA, dacă măsura TVA defalcat va intra în vigoare la 1 ianuarie 2018. Vremea va fi frumoasă, iar după dimineață încărocoroasă în mare parte a țării, peste zi se vor atinge valori de temperatură mai ridicate decât în intervalul precedent. Cerul va fi variabil în nordul țării, unde cu totul izolat, mai ales la munte, vor fi ploi slabe de scurtă durată, în timp ce restul teritoriului se va menține senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane și în regiunile vestice. Temperaturile maxime se vor încadra între 24-25 de grade în estul Transilvaniei și pe litoral și 33 de grade în sud-vestul Olteniei. Minimele termice vor fi cuprinse între 10 și 21 de grade, mai scăzute în depresiunile intramontane.